Ceea ce are să se întâmple în Chișinău în timpul apropiat este de-a dreptul șocant și are menirea să distrugă toate sectoarele din oraș. Gravitatea subiectului pe care îl vom expune o demonstrează și isteria cu care primarul a anunțat că va ieși fix la această oră să spună vreo minciună. Intenționat vrea să bruieze mesajul și gravitatea informațiilor pe care vrem să le spunem oamenilor. Chiar dacă în ultima perioadă am fost preocupați cu adevărat de parcursul nostru european al Republicii Moldova, în comparație cu primarul general care doar a mimat și a cochetat cu acest deziderat, asta nu înseamnă că am uitat de Chișinău. Din contra, ne-am apropiat mai mult de chișinăuieni, am comunicat foarte eficient cu ei și i-am auzit. Astăzi venim să vă vorbim despre așa zisul salvator al Chișinăului, care de fapt îl îngroapă prin unele acțiuni de ale lui. Pe agenda primăriei sunt peste 40 de planuri urbanistice zonale. Asta înseamnă documentație care permite construirea complexelor rezidențiale în 40 de locații din Chișinău, fără infrastructură socială. Vorbim fără școli, grădinițe, rețele, rute de transport. Toate aceste locații fără infrastructură. Ca spre exemplu, zona uzinei Mezon, cercul de la Creangă, Valea Trandafirilor chiar în zona de parc, Calea Orheiului Petricani, Sarmizegetusa Pădurii, Cetatea Albă Dimineții, Decebal Brâncuș, Vasile Lupu Drumul Taberii, Dacia Grădina Botanică. Acestea sunt doar câteva dintre locațiile unde se vor construi blocuri rezidențiale, fără acea infrastructură socială de care are nevoie fiecare dintre dumneavoastră. La etapa actuală, doar în ultimul an au fost trecute consultările publice a peste 11 de astfel de documente. Noi vrem ca orașul să se dezvolte frumos și armonios, care să satisfacă nevoile dumneavoastră a chișinăuienilor. Să trăiți în confort. Și când zic confort, mă refer la oportunitatea familiei dumneavoastră să nu stea în rând ani buni ca să își înscrie copiii la grădiniță și școală și până la sfârșit să primiți refuzuri de înmatriculare a copiilor dumneavoastră în instituții. Mă refer la faptul că dacă aveți o mașină, să aveți unde a o parca. Sau dacă nu o aveți, atunci să aveți oportunitatea de a călători în transport public de calitate în orice direcție vă doriți, de la casa dumneavoastră. Aceste planuri urbanistice zonale, adică complexe locative cu blocuri multe etajate, mușuroaie inumane și fără infrastructură, nu vă satisfac nevoile respective, doar creează noi și mari probleme pentru dumneavoastră și orașul nostru. Mai mult de atât, din luna ianuarie a anului 2025 intră în vigoare prevederile legale ale codului urbanismului, care spun expres că un plan urbanistic zonal nu poate modifica planul urbanistic general. Pentru fracțiunea PAS a fost o prioritate și la votarea bugetului ca să fie alocați bani pentru planul urbanistic general, cel mai important document din municipiul Chișinău. Așa și a fost, am alocat bani necesari pentru acest important document. Din cele expuse apar câteva întrebări. Ce a făcut primarul general cu banii alocați în buget pentru acest important document, plan urbanistic general? De ce primarul general și primăria municipiului Chișinău se grăbește ca aceste documente să ajungă până la sfârșitul anului pe agenda Consiliului Municipal? Și a cui interese vor ei să satisfacă? Oare ale dumneavoastră? Ale chișinăuienilor? Cu siguranță, răspunsul este nu.
Colegul meu, Dumitru Ivanov, va descrie ce reprezintă fiecare proiect și care sunt riscurile aprobării lor. Bună ziua tuturor! Bună ziua, stimați cetățeni! În timp ce municipiul Chișinău funcționa fără buget mai bine de jumătate de an, Primăria Chișinău consulta pe bandă rulantă mai multe planuri urbanistice zonale să permită construcția de blocuri locative noi, lângă casele noastre, lângă parcuri și zonele verzi și multe zone ale orașului, care deja se sufocă în ambuteiaje, iar infrastructura socială existentă este supra-solicitată. Ca să înțelegem ce am în vedere, imaginați-vă că în sectorul botanic, la porțile orașului, se mută cu traiul toți locuitorii din orașul Soroca, fără școli și grădinițe noi. La porțile orașului deja sunt în proces de construcție complexe locative cu mii de apartamente, iar școlile și grădinițele din apropiere deja sunt arhipline, iar ambuteajele doar cresc în lungime. Imaginați-vă că în același lucru se face pe strada studenților, la stația Terminus a trolebuzului 10. În loc de mezon, se mută cu traiul toată populația orașului Briceni și Nispăreni, deasupra Mini Chișinău. Iar la intrare, în parcul Valea Trandafirilor, dinspre strada Meleștiu, trec cu traiul toți locuitorii din orașul Cantemir și Ștefan Vodă, luați la un loc. Fără ca familia acestor oameni să fie asigurate cu școli, grădinițe, locuri de parcare și multe alte facilități pe care trebuie să le asigure un oraș. Stimați cetățeni, avem în jur de 40 de asemenea planuri, 11 dintre care au fost consultate anul acesta. Domn primar general, oamenii din Chișinău, care stau pe strada Meleștiu, Zelinski, Asache, Creangă, Petricani, Calea Orheiului, Decebal, Moscovii, Grădinii Botanicii, Dacia, Sarmes Getuza, Lomonosov, Vasile Lupu și alte străzi în apropierea cărora urmează să se construiască blocurile alocative noi, au fost întrebați dacă sunt de acord cu astfel de abordare venită din partea primăriei municipiului Chișinău. Să fie clar, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău susține dezvoltarea orașului, dar nu în modul în care ne propune primăria municipiului Chișinău în frunte cu primarul general. Nu e bine să construiești complexe locative cu mii de apartamente și să oferi doar câteva locuri de parcare, iar restul oamenilor să parcheze mașinile pe străzile adiacente, pe trotuare sau pe spațiile verzi. Vedeți ce haos se întâmplă în zonele unde au fost construite recent locuri noi, de exemplu la Malina Mică sau pe strada Sprâncenoaia de la Telecentru. Acolo încă n-au terminat totul de construit, dar deja n-ai pe unde merge. Astfel de exemple vii avem în tot municipiul Chișinău. Acum repetăm întrebarea. De ce primarul general se grăbește să voteze aceste puzuri în Consiliul Municipal Chișinău? Răspunsul este simplu. În curând intră în vigoare noul cod al urbanismului și construcțiilor, care reglementează aceste practici de a schimba planul urbanistic general prin puz, atât de mult iubită de primăria municipiului Chișinău. Și dacă tot am menționat pugul, domnul primar general, unde e planul urbanistic general mult promis în anul 2019? Ne-ați promis în acel an că acest plan va fi aprobat în maxim un an jumătate. Au trecut 5 ani de atunci și nici urmă de planul urbanistic general. De ce? Presupun că a devenit comodă practica de a vota construcții pe bandă rulantă fără nicio responsabilitate față de oraș și locuitorii lui. Este absolut inuman și criminal să împingi Chișinăul într-un colaps urban, doar pentru a favoriza câțiva dezvoltatori imobiliari. Acum este foarte clar și evident de ce n-ați prezentat la timp jumătate de an bugetul pentru anul 2024. Pentru că în umbra acestor scandaluri se organizau consultări publice pentru bifă. Iar doar în acest an, după cum am menționat, au fost consultate 11 asemenea planuri ca să fie votate cât mai curând în Consiliu construcția de blocuri noi, la pachet, așa cum s-a obișnuit să opereze primăria în ultimii ani. Domn primar, dumneavoastră ați trăit într-un apartament care urmează să fie umbrit de umbra unui nou bloc ce se construiește. Ați schimba câinele într-un parc fără copaci. Ați sta în rând un an, doi, ca să puteți da copilul la o școală sau o grădiniță din oraș. Sau ați aștepta zilnic o oră, două în mașină până ajungeți la muncă. Răspunsul cred că este evident. Fracțiunea PAS este absolut împotrivă la aceste planuri care urmăresc distrugerea orașului Chișinău. Domnule primar, este de datoria dumneavoastră să puneți pe stop aceste proiecte care vor sufoca municipiul Chișinău și să acționați în beneficiul locuitorilor capitalei. Stimați consilieri municipali, din toate fracțiunile din Consiliul Municipal, vă îndemnăm să demonstrați maturitate politică și că vă pasă de dezvoltarea naturală și organică a acestui oraș și să vă abțineți de la votarea acestor proiecte în cazul în care ajung pe ordine de zi a Consiliului Municipal Chișinău.
Chișinău trebuie să se dezvolte rațional și corect. Complexele locative cu blocuri noi multietajate să fie construite armonios în spațiile unde nu este o densitate mare a populației, în spațiile unde este o infrastructură socială adecvată, așa încât oamenii care vor trăi în aceste noi apartamente să beneficieze de locuri de parcare, de transport public de calitate, de școli și cu grădinițe cu locuri pentru copiii lor, aproape de casă, să fie terenuri de joacă pentru copii, parcuri și scoară, acces la instituțiile de sănătate și toate condițiile normale pentru un trai decent într-o capitală care într-adevăr se dorește a fi una europeană. Eu voi veni cu adresare către consilier și către primarul general. Mă adresez către toți consilierii municipali. Noi suntem cei care îl putem opri. Noi, în fracțiunea PAS, suntem 20 de consilieri care ne vom opune acestui plan de distrugere a orașului Chișinău. Vă îndemnăm și pe voi toți să fiți responsabili. De voi depinde direcția în care se va dezvolta municipiul, înspre confort sau spre colaps. Iar mesajul meu către primarul general Ion Ceban este: domnule primar, noi vă știm nu de o zi și înțelegem că odată ce ați intrat în jocul cu mafia, nu mai puteți ieși și sunteți nevoiți să acceptați condițiile celor care vă sponsorizează. Înțelegem că aveți datorii, dar nu uitați că principala datorie pe care o aveți este față de locuitorii acestui oraș, față de oamenii care v-au ales să dezvoltați orașul, nu doar prin instalarea pavajului. Gândiți-vă la familiile cu copii, la tineri și pensionari. Nu vindeți pe 30 de arginți viitorul acestui oraș, care se vrea a fi european. Mă adresez separat și către cei 20 de consilieri din partidul primarului. Colegi, sunt sigură că și oameni din echipa voastră înțeleg că primarul apucă o cale greșită. Și aici, sincer, nu-i vorba de politică și critică. E despre viitorul orașului Chișinău. Vă rog, vorbiți cu el, încercați să-i deschideți ochii în ultimul ceas. Vă mulțumim!